an școlar a început pentru elevii din Republica Moldova. Îmbrăcați frumos, cu buchete de flori în mână, nerăbdători să ajungă în clase, cu părinții emoționați, așa a arătat astăzi careul de la început de an școlar, organizat la Liceul Teoretic cu Profil de Arte Elena Listar. Noi am surprins cele mai frumoase momente, cele mai expresive fețe și am stat de vorbă cu cei mici, cu părinții, dar și cu profesorii. Cum te-ai pregătit tu de nou an școlar? În vacanță. Cred că aș fi mai ușor decât în a 5-a. Ce așteptai tu pentru anul acesta? Să primesc numai note bune. Așteptai să înceapă nou an școlar? Și da și nu. De ce? Mai mult așteptam să mă văd cu colegii, dar mai mult nu, pentru că iar este mai greu un pic, clasa 8-a, examenele sunt mai aproape. A 3-a ce? De școală. M-am pregătit bine. Ai citit? Ai învățat sau nu? Am citit. Ce ai citit? Cartea junglă. Așteptai să te întorci la școală? Da. Okay. Deci vrei? Da. Ce așteptări ai tu pentru anul ăsta sau ce-ți dorești tu să realizezi? Să am note bune și să am mulți prieteni. Copilul meu merge în clasa 6C, suntem foarte bucuroși. Mai avem un băiețel, a doua B. Ambii erau doriți de școală. Vara aceasta a fost o vacanță foarte interesantă și captivantă pentru el. A avut multe activități, în afară de aceasta s-a filmat în filmul care s-a derulat la noi în liceu. A avut ocupații destul de interesante, să zicem așa. Cu 17 ani în urmă, din păcate nu eram acasă la primul băiat, dar acum s-a primit că a venit acasă și a venit și eu la 1 septembrie la careu de primul clopoțel. Și vreau să spuneți ce urăți băiatul, că totuși deja e clasa 11. Cred că... Noi dorim succesul și note mari. Acest nou an școlar a început foarte frumos, cu un careu la care, în primul rând, au fost onorat cei mici. Elevi frumoși, ingenioși, curioși și ați văzut că și cântă și dansează, se întâmplă cumva că ei vin la școală foarte pregătiți și, în mod special, este solicitat la noi profilul teatral. Noi învățăm nu doar la disciplinele școlare, dar ne străduim foarte mult să educăm copiii prin estetic și prin frumos. Tuturor copiilor le doresc să fie curioși, să îndrăznească, să pună întrebări, să caute, să găsească răspunsuri, să crească curajoși, să crească integri și neapărat să fie fericiți. Ulterior am mers prin clase ca să vorbim cu picii care anul acesta au pășit pentru prima dată în clasa 1. Vreau să-mi spui, te rog, cum te numești? Doamna Nicolae. Și cum te simți că acum ai venit la școală și ești clasa 1? Foarte bine mă simt, numai ce am venit și am emoții. Emoții e frumoase sau un pic așa, parcă ți-e frică? Nu, frumoase. Dar tu voiai să fii la școală? Da. Ce spuneau ții părinții despre școală? Că e școala mai, așa, mai diferită de grădiniță. Vreau să spui, cum te simți tu că ai început școala? Bine. Ce ți-au spus ții părinții despre școală? Mi-au spus că trebuie să fiu cu minte, ascultătoare, să învăț bine și gata. Știi ce îți dorești să devii când vei fi mare? Da. Prezență. Dar vreau să spui, ghiozdănașul astăzi a fost greu? Da. Ai avut multe cărți? Da. Și cine să te ajute pe tine să-l duci? Eu. De ce știi tu despre școală? Școala are multe altele în care putem să le facem. Așa, cum ne-am
învață noi să fim deștepți. Tu ai un obiect care îți place ție așa mai mult? Da. Fotbalul. Așa cum ați spus, noi, frumușei, talentați, ingenioși, cred că și deștepți și capabili și sperăm să ajungem la rezultate foarte frumoase în final. Fiecare promoție pe care o dau mă învață ceva. Și eu sunt sigură că până la sfârșit de an și de la acești micuți o să învăț ceva nou.